În videoul de astăzi aducem în discuție poate cea mai populară mașină care poate fi întâlnită în România și care totuși în cei 16 ani de la apariție, perioadă în care a suferit 4 transformări, nu și-a modificat prețul de bază semnificativ, diferența dintre prima iterație din 2004 și cel mai nou model din 2020 fiind de circa 1500 de euro. Păstrându-și de-a lungul timpului atuul de mașină ieftină, Dacia Logan a fost îndrăgită imediat, mai ales că venea la pachet cu costuri mici și promitea ideea de mașină nouă la un preț imbatabil. În piața actuală, Dacia Logan faza 2, modelul 2008-2012, are un preț ce nu depășește 3.500 de euro, iar asta o aduce clar în lista opțiunilor pentru o mașină SH nu foarte veche și pe care să te poți baza, mai ales când prețuiești costurile reduse de întreținere și nu confortul. Rămâi cu noi în continuare pentru a afla de ce acordăm ratingul de 4 stele acestui model, la ce trebuie să te aștepți de la el, câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru reparațiile comune și mai ales care sunt problemele care pot apărea în funcție de motorizarea pe care o alegi. Înainte de a trece la motorizările disponibile, ar trebui să facem o scurtă introducere a mașinii din punct de vedere al designului. În primul rând, cea mai mare îmbunătățire față de faza 1 reprezintă grila frontală mare, o bară cromată deasupra siglei și noua formă a proiectoarelor de ceață. Nu este mult, dar cu siguranță aduc o îmbunătățire estetică ce ajută mașina să se alinieze mai bine cu oricare al model din acea perioadă sau chiar mai nou, cu toate că forma pătrățoasă a caroseriei o trage în jos. Lateralul este simplu, cu geamuri foarte mari, ceea ce înseamnă că ar trebui să le acoperi cu folie pe cele din spate pentru ca statul în mașină pe timp de vară să nu devină un calvar. De precizat aici este faptul că aceste modele nu au fost dotate cu oglinzi rabatabile electric pe niciuna dintre echipări, așa că dacă vrei să ferești oglinda după o parcare într-un loc strâmt, va trebui să o faci manual și să ai mare grijă, întrucât sistemul este unul destul de rudimentar, având un arc foarte tare și plasticul foarte moale. Cu alte cuvinte, rețeta este succes pentru o uzură rapidă. În spate, singurele noutăți față de modelele mai vechi sunt marginea mai pronunțată de sus și bara cromată disponibilă doar de la anumite echipări, ambele ascunzând la interior același portbagaj de 510 litri. Locurile din spate oferă spațiu suficient chiar și pentru 3 persoane, iar în cazul în care ai nevoie pot fi rabatate destul de repede. Chiar și bancheta se scoate foarte ușor, fiind nevoie doar de o cheie de 13 pentru a o demonta. Din față, Loganul oferă o postură de condus înaltă, fără posibilitatea unor ajustări semnificative în ceea ce privește scaunul sau volanul. Comenzile media, amplasate în spatele volanului, nu sunt disponibile pe foarte multe modele, acestea fiind introduse doar pentru variantele de echipare superioară în 2012. Elementele care fac diferența între echipări nu sunt multe și dintre ele putem aminti culoarea ceasurilor de bord, existența suportului de ochelari sau culoarea argintie din jurul gurilor de ventilație și a schimbătorului de viteze. Problemele care caracterizează mașina sunt în general provocate de materialele de plastic folosite la interior, care din cauza trecerii timpului încep să producă diverse sunete în mers, tapiseria folosită la scaune sau în ceea ce privește exteriorul, mulți proprietari se plâng de locuri în care tabla rămâne expusă după ce sare vopseaua. La nivel de mecanică, piesele care se strică cel mai repede sunt bieletele de direcție, iar asta din cauza gropilor. Este adevărat că la toate mașinile se strică, doar că la Logan sunt foarte sensibile, de parcă nu ar fi fost făcute de români care să știe cât de multe gropi sunt la noi în țară. Din fericire, acestea nu costă prea mult. Prețul pornește de la 40 de lei, doar că apare impedimentul costului manoperei pentru că deranjul schimbării acestor piese singure este foarte mare. Motorașul pas cu pas de la clapeta de accelerație este unul de proastă calitate, iar când se strică ai să simți trepidații la relanti sau poate să-ți moară motorul atunci când decelerezi. Prețul lui poate sări de 100 de lei la mâna a doua. În cele din urmă să nu uităm de problema cu macaraua de la geamuri, motorașul acela acționat electronic care îți coboară și îți urcă geamurile laterale. Cei de la Dacia s-au gândit că este bine să pună o macara din plastic pentru acționarea unui geam și așa destul de greu, așa că vară după vară acel plastic se uzează din cauza căldurii și cedează la un moment dat. Aici costul unei singure macarale este de circa 200 de lei în piața second hand. Să discutăm mai departe despre motorizările disponibile. Așa cum v-am obișnuit, vom aminti întâi
partea de motoare de pe benzină, unde avem motorul de 1,2 litri cu 16 valve și 75 de cai și cele două variante de 1.6, prima cu 8 valve, iar a doua cu 16 valve și 105 cai. O motorizare mai rar întâlnită datorită prețului inițial de achiziție al mașinii, care practic trebuia să se dubleze pentru a beneficia de acest motor. Dieselurile sunt reprezentate de același motor de 1,5 litri, unul în varianta de 75 de cai, iar celălalt, care este echipat cu o turbină diferită, folosește un alt soft EGR și are o altfel de mapare de 90 de cai. În ceea ce privește problemele, vom începe cu 1.2 benzină. Cel mai mare handicap al acestui motor este reprezentat chiar de greutatea mașinii pe care o propulsează. Deși după toate standardele o mașină ce abia sare de o tonă este considerată ușoară, motorizarea de 1,2 litri 16 valve are ceva probleme ce se accentuează odată cu creșterea numărului de persoane din autoturism. Practic, îți va fi aproape imposibil să transporti 5 persoane, ca să nu mai vorbim și de bagajele lor, fără să simți cât de mult se forțează mașina. O altă problemă comună apare atunci când temperaturile scad și se manifestă prin întreruperi la relantii și sunetul de motor care pare că merge în 3 pistoane. Variantele de 1.6 au o tradiție mai lungă, iar de la primele modele produse au fost aduse mici schimbări, așa încât pentru o mașină din 2008 sau mai mult nu ar trebui să existe probleme foarte mari. Defectarea sondei lambda sau clapetei de accelerație sunt principalele probleme ce pot apărea la aceste motoare. Despre motoarele diesel putem spune clar că nu sunt cea mai fericită alegere din gamă, poate doar dacă la achiziție știi că vei folosi mașina predominant extraurban și pe distanțe lungi. Mersul predominant în oraș provoacă clasicele probleme ale oricărui motor diesel folosit subturat sau pe distanțe scurte, problemele de genul turbină, EGR sau injectoare, doar că în cazul motoarelor de Logan acestea apar destul de repede. Alte defecte majore sunt reprezentate de apariția de variații în turometru, defectarea senzorului de la pompa de înaltă presiune sau scurgeri de ulei în turbină. Oricum, dacă alegi un model echipat cu una dintre cele două motorizări diesel, cel mai bine ar fi să ai tot timpul în portbagaj un spray de pornire. Pe lângă faptul că nu este o mașină scumpă sau pretențioasă, costurile de întreținere la Logan nu trec de limitele normale, iar în plus ai avantajul că piesele se găsesc foarte ușor. Ca să vă faceți o idee mai bună, costul schimbului de distribuție nu depășește 500 de lei, iar dacă adăugăm și pompa de apă, creștem prețul cu încă 100 de lei. Costul discurilor de frână depinde efectiv doar de tine, un set variind între 50 și circa 200 de lei, iar la partea mecanică avem capete de bară la 40 de lei și planetare care nu sar de 300. Parcurile Auto SH cu siguranță îți vor fi de folos atunci când cauți piese de schimb, iar găsirea unui element pe o anumită culoare nu ar trebui să reprezinte o problemă. Pe scurt, dacă ești în căutarea unei mașini ieftine care să nu reprezinte o bătaie de cap atunci când vine vorba de întreținere și care să te ducă din punctul A în punctul B fără probleme, noi îți recomandăm variantele de Logan echipate cu 1.6 benzină. Motorul de 1.2 este de asemenea decent pentru oraș, dar nu vei reuși să scoți un consum care să justifice diferența de cuplu și de putere, aturi de care te vei putea folosi la drumurile din afara orașului. Așa cum am spus și înainte, motoarele diesel sunt foarte bune dacă ai de parcurs distanțe foarte mari constant, dar trebuie acordată mare atenție la partea de mentenanță, lucru de care nu poți fi sigur că s-a ținut cont atunci când mașina nu a fost a ta de la început. Verifică atent mașina înainte de achiziție, dacă există urme de rugină și dacă toate dotările funcționează cum trebuie, pentru că deși doar izolate, pot apărea destul de multe probleme pe partea electrică. Acesta a fost videoul de astăzi. Dacă ți-a plăcut și vrei să adăugăm mai multe modele acestei serii, lasă-ne un comentariu cu modelul care te interesează, iar noi vom încerca să-l aducem într-un alt episod. Până data viitoare, nu uita să dai like, subscribe și să share-uiești videoul cu prietenii.